constatat că există o dorință deosebită în a realiza parcări rezidențiale la contracost, astfel încât cetățenii care locuiesc în proximitatea unui cartier să aibă locul de parcare în cartierul respectiv. Am dat în analiză, am discutat și cu cei doi viceprimari această temă, am dat în analiză să vedem numărul de mașini care există la nivelul municipiului Ploiești și cred că un număr foarte mare, dar să vedem câte sunt aferente celor care stau în zona de locuri, să identificăm aproximativ cam care este numărul de parcări disponibil la nivelul posibile locuri de parcare la în zona rezidențială, în zona și în special pe cartierele de blocuri, pentru că acolo avem aceste probleme majore a parcărilor rezidențiale. Și apoi vom iniția un proiect de hotărâre, dar aș dori să existe o dezbatere pe o perioadă de timp de 2-3 luni de zile, în care cetățenii să participe la această dezbatere și nu numai cetățenii, astfel încât să găsim și pe baza unor modele care există în țară, care este soluția optimă pentru astfel de parcări. Câte locuri ar trebui să fie identificate în mod sigur pentru un apartament, da, două locuri de parcare, bineînțeles, cum vor fi date celelalte locuri de parcare în condițiile în care o familie dispune de mai multe mijloace de transport. Iar sumele care se vor obține din aceste parcări rezidențiale vor fi folosite, bineînțeles, pentru dezvoltarea unor noi rezidențiale, pentru a crea iluminatul necesar în parcările respective și, bineînțeles, pentru a crea monitorizarea parcărilor respective pentru a avea siguranța necesară că în acele spații, în acele locuri de parcare, nu se întâmplă lucruri pe care nu ne dorim. A mai existat un proiect pentru așa ceva și s-au avut pe nevoie? Cât costă? Cât ar putea costa un abonament? Sau taxă, sau cum să o numim el? Experiența altor localități, am văzut că suma vehiculează în jur de 200-300 de lei pe an.